Îi spun doamnei profesoare că îl rechiziționăm pentru toate manifestările forumului german. Felicitări, Cătălin, și mulțumim. Dar o să-l vedeți că știe să și danseze, nu doar să cânte. Îl vedem mai târziu. Pregătim acum să urmărim niște maestri ai artei dansului, niște profesioniști, am putea spune, elevi ai Liceului de Artă George Apostu din Bacău. E vorba de formația Ringelnai și veți auzi câteva informații și despre ei. Formația de dans Surinda Grain a fost înființată în anul 2012 la Bacău. Este formată din elevi ai Colegiului Național de Artă George Apostu, sub coordonarea doamnei profesoare Simona Baicu. Formația participă în mod regulat la activitățile culturale ale Forumului Democrat al Germanilor din Bacău și ale Forumului Democrat al Germanilor din regiunea extracarpatică, cum e cea de astăzi. Înființarea formației Ringelnai a permis elevilor să cunoască dansurile ca parte din cultura germană și a dat membrilor Forumului Democrat al Germanilor posibilitatea să se bucure de tradițiile proprii. Între elevii din prima generație a formației s-au aflat și doi dintre membrii Forumului German din Bacău, care între timp studiază dansul în alte orașe. Prima apariție publică a formației a fost la Festivalul Oktoberfest Bacău 2012. În anii următori, formația Ringelnai a fost prezentă la diferite evenimente și a participat la multe concursuri, inclusiv concursuri internaționale, unde a câștigat numeroase premii. De curând, în cadrul formației Ringelnai a avut loc prima schimbare de generație, pentru că dansatorii cu care grupul a pornit au devenit între timp adulți. Ringelnai, Bacău!